Bună ziua! Am avut această întâlnire planificată astăzi la Iași de mai multă vreme în același ciclu de întâlniri care l-am avut și în Valea Jiului și la Alba Iulia cu cei din Apuseni, Roșia Montană, pentru că am decis în acest an să avem o abordare integrată de dezvoltare în aceste trei regiuni din România în care să se implice și guvernul direct, cu o unitate de asistență tehnică care să ajute comunitățile locale de aici să pregătească proiecte și să poată obține finanțare pentru ele. E vorba de una din cele trei regiuni cu probleme în dezvoltare și am considerat că, dincolo de finanțarea proiectelor și din fonduri europene și din bugetul de stat, sau alături de finanțare, e nevoie să punem la dispoziție și o capacitate de asistență tehnică pentru a pregăti proiectele respective și pentru ca la nivelul acestei regiuni, care aici este cuprinsă de județele Iași și Vaslui, să putem pune la dispoziția comunităților, deși asistența tehnică pentru a ajuta să pregătească proiectele integrate. Dacă în 2013, când s-au pregătit programele europene, guvernul ar fi decis să vină conform posibilităților pe care le oferă regulamentele europene cu un instrument teritorial integrat de dezvoltare, așa cum s-a decis pentru Delta Dunării, unde există chiar și o alocare bugetară din fonduri europene dedicată pentru acea regiune și un sprijin pentru asistență tehnică, s-ar fi putut face și pentru alte zone dificile din România același lucru. Să se rezerve bani din fondurile europene pentru regiunea respectivă, pentru următorii 7 ani, deci până în 2020, și să existe sprijinul acesta cu asistență tehnică. Atunci s-a decis să se facă acest lucru doar pentru Delta Dunării. Noi, când am venit la guvernare, am considerat că cel puțin aceste trei regiuni de care vă spuneam, trei zone, Valea Jiului, Apuseni, Roșia Montană și comunitățile astea mai cu probleme mai dificile din Vaslui și Iași, ar avea nevoie de această abordare integrată a investițiilor care se fac aici, pe infrastructură, pe creare de locuri de muncă, pe politici sociale. Și ceea ce ne-am propus să facem în acest an, fără să mai modificăm programele europene, a fost să decidem printr-un memorandum în guvern să creăm această unitate guvernamentală de asistență tehnică care să acorde acest sprijin direct regiunii. Această unitate va avea un birou aici, cred că la Vaslui e stabilit pentru cele două județe, un birou la București în cadrul guvernului și va ajuta comunitățile locale de la nivel de județ, la nivel local, să pregătească proiecte pe fonduri europene sau pe programele naționale care vor fi tratate în mod preferențial atunci când se vor decide finanțările. Deci va exista și sprijin pentru pregătirea proiectelor respective și sprijin pentru obținerea avizelor și toată partea de birocrație de care e necesară la nivel guvernamental. Proiectele respective vor fi tratate, cum spuneam, preferențial atunci când se va face selectarea proiectelor din fonduri europene sau din programele finanțate din bugetul național. Totodată, pe programul de ajutor de stat pentru investiții mici, mijlocii, acea schemă de ajutor de stat pe care o pregătim pentru perioada 2017-2020, pentru investiții de minim 1 milion de euro și până la 5 milioane de euro, deci care să vizeze investiții de dimensiuni mijlocii, pentru acea schemă de ajutor de stat vom avea alocări dedicate, specifice, pentru cele trei regiuni, deși pentru regiunea Vaslui-Iași, cred că de circa 5 milioane de euro pe an din alocarea totală pe care am rezervat-o. 5 milioane de euro pe an, ajutor de stat e vorba. Deci un ajutor de stat care să acordă firmelor, companiilor care decid să facă investiții private aici. Asta nu înseamnă că nu mai pot veni și alți bani, dar aceste sume sunt dedicate. Deci asta e doar pentru a stimula companii private să vină să investească aici în regiune.
la care, sigur, se adaugă bani din fondurile europene și din programe finanțate de la bugetul de stat, cum e Programul Național de Dezvoltare Locală, unde proiectele care vor veni de aici vor fi bine pregătite și la pregătirea cărora vom contribui și noi prin asistență tehnică, vor fi finanțate privilegiat. Am spus astăzi primarilor cu care ne-am întâlnit că în perioada următoare și deja această unitate a început să funcționeze, în perioada următoare vor avea tot sprijinul nostru pentru a pregăti proiecte, pentru ca ele să poată să fie depuse în diferitele sesiuni de apeluri de proiecte și vor avea tot sprijinul pentru ca proiectele respective să poată să fie finanțate. Asta e soluția pe care o vedem pe termen mediu pentru a avea o abordare integrată a unor proiecte de dezvoltare care probabil că oricum s-ar fi finanțat, dar vedeți, din această regiune, și spunea și domnul vicepremier Dâncu, din 4 sau 5 proiecte care erau propuse pe programul operațional regional, pe care le-au anunțat autoritățile locale de aici și care ar fi trebuit depuse până săptămâna trecută, cred, abia un proiect a fost finalizat, probabil din lipsă de capacitate de asistență, de capacitate tehnică, de a pregăti proiectul sau, nu știu, alte tipuri de dificultăți, și în felul ăsta regiunea care are nevoie de finanțări pierde, ratează oportunitățile pentru că proiectele nu sunt pregătite bine și nu sunt pregătite la timp. Și de asta am venit și cu propunerea asta de asistență tehnică, pentru ca aceste zone să poată să folosească banii pe care îi avem la dispoziție altfel. Domnul consilier de stat Ionel Dancă, dânsul se ocupă în cadrul Cancelariei Guvernului de acest program de asistență pentru aceste zone speciale, pentru cele trei zone, și dânsul va coordona această unitate guvernamentală de asistență tehnică. Da, doar două cuvinte aș dori să adaug la cele spuse de domnul prim-ministru, pentru că noi ne adresăm aici proiectelor strategice din această zonă pilot de intervenție, vorbim de județele Vaslui și Iași, și pentru a avea o imagine cum funcționează acest mecanism, vreau să dau exemplu proiectele de infrastructură mare care sunt în derulare și care trebuie pregătite pentru aceste regiuni, doar cu titlul de exemplu, pe infrastructură de apă și apă uzată, județele Vaslui și Iași beneficiază în acest moment din fonduri europene de peste 400 de milioane de euro. Avem un proiect la Iași de peste 200 de milioane de euro și un alt proiect de 200 de milioane de euro la Vaslui, care ar urma să realizeze infrastructura de apă în toate comunele din județele respective, în județul Vaslui, județul Iași. Sunt proiecte majore la care noi ne-am oferit sprijinul din punct de vedere tehnic să ajutăm la implementarea acestora. Dacă în Iași proiectul de infrastructură de apă este într-un stadiu avansat și este un proiect care decurge foarte bine, nu putem spune același lucru la Vaslui, unde cerem și vrem să ajutăm, pentru că acolo se pare că lipsește o capacitate instituțională pentru implementarea acestor proiecte majore și vrem să ajutăm în acest sens. Dar sunt câteva exemple. La fel discutăm pe proiectele de dezvoltare rurală, pe proiectele din Programul Național de Dezvoltare Locală, unde încercăm să punem comunitățile la oaltă și să gândească proiecte strategice de dezvoltare. Acum câteva întrebări doar pe subiect, vă rog. Oamenii de afaceri, în ce ar trebui ei să investească, mă refer atât la cei din această zonă Iași Vaslui, cât și în alte părți ale țării, pentru a avea o relativă garanție a unui succes și pentru a fi beneficiarii. Un om de afaceri cu siguranță nu întreabă primul ministru în ce să investească, pentru că sunt banii lui. Aveți o experiență în care da. Nu, eu aș pune problema altfel. Ceea ce pot eu să spun ca prim-ministru este că vom acorda întreg sprijinul acestor regiuni ca să se poată acestor zone, ca să se poată pregăti și să dea garanții oamenilor de afaceri că vor avea la dispoziție ceea de ce au nevoie, infrastructură, oameni pregătiți care să lucreze în companiile respective, în așa fel încât să poată să investească. Sunt foarte multe domenii în care se poate investi și asta cred că cel mai bine decid cei care au bani și care decid să-și mobilizeze banii. De ce au nevoie oamenii de afaceri și ce ne solicită de fiecare dată e predictibilitate. Și spun, domnule, autoritățile statului trebuie să se decidă odată ce vor să facă și să se țină de un plan timp de mai mulți ani de zile. Să nu tot schimbe tot la 2 ani și legislația și regulile și prioritățile,
pentru că o investiție când o încep, ea durează până o pregătesc și până o implementez, durează. Și dacă tot schimb prioritățile, asta e, cred că, problema cea mai mare pentru oamenii de afaceri. Și tocmai asta am spus și noi autorităților locale. Există fonduri acum, și fonduri europene, și din bugetul de stat pentru următorii ani până în 2020. Și ca să vă dau un exemplu că nu banii sunt problema, uitați, pe perioada 2017-2013, din fondurile europene, fonduri structurale, România a absorbit, acum am ajuns la 80%, cu presiune pe ultima sută. Deci nu s-au cheltuit toți banii. Deci asta arată că nu banii sunt problema, ci capacitatea de a utiliza banii respectivi în proiecte care să fie coerente, bine pregătite, să nu trebuiască dați banii înapoi după ce proiectele s-au făcut, în așa fel încât autoritățile locale să se țină de un plan de dezvoltare pe o perioadă de câțiva ani. Și asta am vrea să oferim și cred că ăsta e lucrul cel mai bun pe care îl putem oferi oamenilor de afaceri. Predictibilitate. Să le spunem împreună cu autoritățile locale, uite, astea sunt prioritățile noastre, nu ne avânturăm în priorități pe care știm că nu le putem îndeplini, în mod realist ne propunem să facem anumite lucruri legate de infrastructură. Domnul director Homor de la compania de investiții infrastructură transport a anunțat astăzi că lansează licitațiile, deci să dă un semnal clar că autostrada Târgu Mureș Iași-Ungheni se va face, pentru că se lansează licitații pe toate tronsoanele pe care se pot lansa licitații pentru, uite că e aici, pentru părțile de autostradă. La fel sunt alte proiecte de infrastructură în zona Moldovei care sunt în masterplanul general de transport pe care noi l-am aprobat fără să-l mai modificăm, tocmai ca să-i putem da drumul odată și odată, că de 4 ani de zile fiecare guvern tot modifică câte o autostradă acolo și nu s-a aprobat până acum. Deci asta vrem să dăm noi, semnalul ăsta de predictibilitate, că suntem gata să lucrăm cu autoritățile locale ca să aibă o perspectivă clară pe următorii ani, pe ce vor să facă, pe ce e realist. Venim cu prioritizarea proiectelor de infrastructură pe care noi le avem, vă spuneam cele de transport, Spitalul Regional. Noi insistăm de luni de zile să se stabilească odată terenul pe care să putem începe să construim spitalul respectiv. Am clarificat terenul pentru Cluj, l-am clarificat și pentru Craiova, mai așteptăm acum pentru Iași. La fel, cu sprijinul Unității de Asistență Tehnică, sperăm ca în următoarele zile să avem toate formalitățile făcute. Deci astea sunt câteva exemple concrete care arată voința Guvernului de a face anumite lucruri, nu doar de a declara. L-aș lăsa pe domnul Homor să vă spună ceea ce a spus și în fața primarilor, care sunt proiectele de infrastructură de transport pe care CNAIR-ul a dat drumul la licitații sau le pregătește licitațiile? Imediat. Imediat. Vă rog. Vă rog, domnul Homor. În cursul acestui an a fost aprobată strategia de implementare și de dezvoltare a rețelelor de transport și aici o să mă concentrez pe rețeaua de transport rutier. Fiind un document strategic, indiferent cine va fi în a cărui sarcină va fi implementarea acestuia, va avea o strategie clară, o listă cu priorități foarte bine definită. Nimeni nu mai poate schimba după diverse, nu plac chiar, sau diverse motive să schimbe lista de priorități și strategia de implementare. Eu mi-am propus ca până la sfârșitul acestui an, toate proiectele care sunt prevăzute în perioada de implementare 2014-2020, să fie lansate până la sfârșitul acestui an, să fie lansate licitațiile și toate să fie demarate, astfel încât să creăm o inerție atât de puternică, încât indiferent cine vine, cine va coordona, să nu mai poată schimba această inerție și finalizarea acestor proiecte să fie inevitabilă. Aici aș detalia un pic o serie de proiecte care le-am lansat deja. Pot spune că chiar aș putea fi un pic subiectiv în sensul că primele proiecte lansate sunt în zona Moldova. Aici pot detalia, avem Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău până la Pașcani. Este un drum de mare viteză. Un drum tot în Moldova, Târgu Neamț, Pașcani, Iași-Ungheni. Sunt proiecte care sunt lansate de ceva timp, sunt în evaluare la ANAP.
până la sfârșitul lunii noiembrie le vom putea vedea cu toții în seară. Asta sunt pentru studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiect tehnic și autorizația de construire. Și centurile. Aici aș vrea să completez un pic. În cadrul acestor proiecte, pentru că sunt proiecte foarte mari, sunt prinse și centurile ocolitoare. Aici aș putea să amintesc varianta ocolitoare Iași, Târgu Frumos, Roman, Pașcani și așa mai departe. Suplimentar față de aceste proiecte, vom lansa în licitație varianta ocolitoare Bârlad, Vaslui, în Moldova, dar să spun în alt județ, avem varianta ocolitoare Suceava. Suceava, că am menționat despre Suceava, este un proiect pe care ni-l asumăm noi, compania, să-l executăm în regie proprie. Am adoptat o astfel de strategie pentru că, din experiența companiei trecute, în mod evident există o serie de constructori care nu sunt serioși, vin să facă bani, nu să facă proiecte. Și atunci trebuie să ne creăm o independență în implementarea acestor proiecte, astfel încât acei constructori care n-au gânduri bune, n-au gânduri serioase legate de proiecte, să fie eliminați fără nici cel mai mic regret. Încă două întrebări. Deci, haideți că domnul... Era înaintea dumneavoastră. Era înaintea dumneavoastră, vă rog. Nu știu, nici nu mă interesează, nimeni nu e obligat, ceea ce noi propunem e o facilitate, autoritățile locale dacă vor o folosesc, dacă nu, îi obligăm prin lege să folosească facilitate ca să-și pregătească proiecte. Dacă pot să o facă fără asistența asta, foarte bine, să o facă și să vină cu proiecte pentru zonă. Atât e. Vă rog, numai puțin, vă rog. Ce program ați gândit pentru Vaslui, cel mai sărac județ din România, dacă veți rămâne în fruntea... Nu vorbesc de niciun rămas. Nu am nimic de comentat pe asta. Eu am un mandat acum până la alegeri și despre asta vorbesc. N-am venit să intru în dispute sau în discuții legate de campanie electorală. Deci n-am nimic de comentat. O ultimă întrebare, vă rog. Nu fac niciun comentariu pentru ce se va întâmpla după. Asta vreau să spun. Dar, domnul, haideți, vă rog, mulțumim. Deci, o ultimă întrebare. Vorbim de tratarea preferențială a proiectului pe Spia și Moldova. Da. Iași-Vaslui. În ce constă efectiv? Se dă un punctaj în plus? Există fonduri alocate? Nu, există. Deci, tratarea preferențială, în primul rând, că cei care pregătesc proiectele astea vor fi sprijiniți de unitatea de asistență tehnică, inclusiv cu expertiză din afara unității punctuală, dacă e nevoie, pentru ca proiectele respective să fie eligibile și să îndeplinească un punctaj cât mai mare pentru selecția lor. Prin memorandumul pe care l-am aprobat în guvern, am dat posibilitatea autorităților de management chiar să vină cu criterii suplimentare pentru proiectele care vin din regiunile respective, pentru ca ele să aibă punctaj în plus și să poată să fie selectate. Și asta pentru toate fondurile europene și pentru cele din fonduri structurale de la Ministerul Fondurilor Europene și pentru cele de la Ministerul Agriculturii, din Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și pentru cele finanțate din bugetul național, cum e PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locală. Deci și lucrurile astea se vor face, dar ceea ce e important este să avem proiectele pregătite, pentru că deocamdată nu le avem. Tot vorbim, când venim aici, lumea ne tot cere bani, dar nu sunt proiectele. Și asta am vrut acum să le spunem, domnule, hai să pregătim proiectele și să ne spuneți, uite, avem proiectele care sunt făcute și sunt bine făcute și nu mai sunt bani. Și atunci discutăm, dar deocamdată e invers. Da, și acolo unde se poate, bugete distincte pentru aceste zone. Cum a amintit domnul prim-ministru, schema de investiții pentru ajutor de stat alocă un buget distinct pentru această zonă în fiecare an 5 milioane de euro. Asta înseamnă că se pot face investiții între 1 și 5 milioane de euro, se pot crea capacități de producție între 3-4 fabrici în această zonă pe an, care să creeze locuri de muncă pentru zona respectivă până în 2020. Sunt exemple concrete. Ultimă întrebare și încheiem. Doar la faptul că Armata va
cumpărat transportoare blindate fabricate în România. Nu, o să vă dea, o să vă dea ministerul apărării. Da, am stat de vorbă cu cu fiecare. Am stat de vorbă și cu Fortus și cu cei de la din educație. Cu cei din educație cred că sunt câteva lucruri care pot fi clarificate săptămâna viitoare. Cu cei de la Fortus, la fel, o să stau de vorbă săptămâna viitoare cu conducerea Ministerului Economiei și AAS-ului să vedem ce soluții pot fi găsite. Le-am explicat că soluțiile nu stau în pixul primului ministru acolo, pentru că e o companie care are, sigur, și capital de stat, dar care funcționează după anumite reguli. Însă o să văd ce se poate face pentru ca salariile să poată să fie plătite cu prioritate în programul pe care îl are Autoritatea de Administrare Activelor Statului legat de Fortus. Mulțumim! Mulțumesc.